Într-adevăr, nimeni nu e ca El. Amen. Și este un text extraordinar de frumos în Efeseni, capitolul 1, de la versetul 3 la 14 inclusiv, și vă invit, dacă aveți Biblia, să deschideți împreună cu mine, la pagina 1144 în ediția Cornilescu, în scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 1, de la versetul 3 la 14, unde Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor, Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcerea voii sale, Spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în preubitul lui. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale. După planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire la plinia vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. Amin. Amin. În această dimineață, mesajul meu se intitulează În Hristos. În Hristos. Vedeți, dumneavoastră, teoretic, toți creștinii știu că Hristos este centrul creștinismului. Dar practic, prea puțin arată lucrul acesta. Nu știu dacă ați observat, în dimineața aceasta, citind acest text, acest paragraf de la 3 la 14, cât de des apare în Hristos, în El, în prea iubitul Lui. Pentru că viața creștină nu poate fi trăită în afara lui Hristos. De aceea Iisus Hristos spunea în Evanghelia după Ioan, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, că își despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Îmi doresc din toată inima în această dimineață, când se va încheia acest mesaj, fiecare dintre noi, să ne punem această întrebare, sunt sau nu sunt în Hristos? Și să putem da și un răspuns. Sunt sau nu sunt în Hristos? Și aș vrea să observăm din textul acesta câteva lucruri pe care le avem în Hristos. Observați încă din versetul 1. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, dar unde? În primul rând, în locurile cerești și, în al doilea rând, în Hristos. Vrei binecuvântări cerești? Vrei tot felul de binecuvântări de la Tatăl, de la Dumnezeu Tatăl? Nu le poți avea decât în Hristos. Spus în cuvinte simple, legat de acest în Hristos, Apostolul Pavel spunea în felul următor: Dacă este cineva în Hristos, este ce? O făptură nouă. Dăm voie să te întreb. Și ar fi bine să ne întrebăm fiecare personal: sunt o făptură nouă sau nu sunt? În mod deosebit, cei care declarăm că suntem creștini, din momentul în care ne-am întâlnit cu Hristos, din momentul în care am realizat că jertfa lui. Că ceea ce ne-am amintit astăzi că El a făcut pentru omenire este valabilă și în dreptul nostru. În momentul în care am realizat că sângele acela a curs nevinovat pe crucea Golgotei poate să ierte și să spele și păcatele mele și ale tale, din momentul acela sunt o făptură nouă sau nu sunt? Se vede lucrul acesta sau nu? Și cel mai bine, din acest punct de vedere, îți poți răspunde tu. Dacă ești soț sau soție, a doua persoană care poate să răspundă la fel de bine ca și tine este soțul sau soția ta. Pentru că lucrul acesta în familie se vede cel mai bine. Aici, la biserică, în alte biserici, toți putem să fim creștini. Dar acasă, 24 de ore din 24, se dovedește cel mai mult dacă suntem o făptură nouă sau nu suntem. Dacă din momentul în care ne-am întâlnit cu Isus Hristos s-a schimbat viața noastră, s-a schimbat modul nostru de gândire, s-a schimbat vocabularul nostru, s-a schimbat modul nostru de a face anumite lucruri, s-au schimbat umbletele noastre sau nu s-au schimbat. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dacă ar fi să inversăm puțin această propoziție, am putea spune în felul următor. Dacă cineva nu este o făptură nouă, nu este în Hristos. Repet întrebarea. Ești sau nu ești în Hristos? Și se vede dacă ești sau nu ești o făptură nouă. Pentru că dacă nu ești în Hristos, iubiții mei, frați, surori și prieteni, Degeaba noi vom spune despre Hristos că e prietenul nostru, că e Dumnezeul nostru, că e Mântuitorul nostru, dacă El nu spune lucrurile acestea despre noi. În Matei, capitolul 7, spune Iisus Hristos că va veni vreme atunci, la judecata de apoi, când vor fi unii care vor sta înaintea lui Hristos și vor spune, Doamne, să aduce aminte și de noi? Noi am fost prorocii Tăi, am făcut minuni și semne în numele Tău, noi am scos dragi, Doamne, am fost slujitorii Tăi, noi am predicat în numele Tău, noi am făcut o grămadă de lucruri în numele Tău. Oamenii aceștia au spus despre Hristos, tu ești, pentru tine le-am făcut în numele tău. Dar Hristos ce a spus despre ei? Nici odată nu v-am cunoscut. De ce? Pentru că ați lucrat și fără de lege. Cu alte cuvinte, pentru că n-ați fost făpturi noi, ci ați lăsat vechiul să se îmbine un pic cu noul și ați crezut că merge și așa. Și sunt oameni și astăzi care rostesc rugăciunea Tatăl nostru și speră ca cineva să le răspundă. Dar ei nu sunt în Hristos. Și când Dumnezeu nu răspunde, spun, unde ești, Doamne? Dar tu unde ești? Pentru că Dumnezeu, ca să-ți răspundă, trebuie să fii în Hristos. Acolo, în Hristos, sunt tot felul de binecuvântări. Dar este un lucru extraordinar că aceste binecuvântări sunt în locurile cerești. Iar pentru cei care suntem obișnuiți cu Cuvântul lui Dumnezeu, știm că în locurile cerești nu este numai pace și liniște ci este și război spiritual. De aceea rugăciunea nu-i ușoară. De aceea când vrei să te rogi, mai ales seara, te apucă somnul. De aceea nu te poți trezi dimineața cu un sfert de oră mai devreme ca să te rogi și în fiecare zi pleci pe fugă la servici și spui că mâine o să-ți faci timp să stai de vorbă cu Dumnezeu. Și mâine, și mâine, și mâine... Și lupți în fiecare zi cu acest lucru să stai de vorbă cu Dumnezeu și parcă nu reușești nici cum. De ce? Pentru că e o luptă. Și se amintea aici de fratele Nelu că Satan trimite demonii lui pe urma noastră, că nu-i place lucrul acesta să vadă că un om se întoarce la Dumnezeu, că dintr-o dată este un om cu capul limpede, că dintr-o dată este un om cu familia întreagă, este unul care în loc să cheltuie banii prin birturi, îi aduce acasă la familie și cumpără încălțăminte și hrană la copii. Și în loc să doarmă în șanțuri, acum doarme acasă, într-un pat, ca un om sănătos și normal. Și nu-i place lui Satan lucrul acesta. Și pune toată hoarda lui pe urmele noastre și când vrem să ne rugăm, atunci sună telefonul, atunci îți aduce aminte că ai ceva important de rezolvat, atunci îți aduce aminte că n-ai făcut nu știu ce. Mi-aduc aminte de cuvintele unui pastor și probabil că Vă aduceți aminte și dumneavoastră, mare parte dintre dumneavoastră, care spunea așa, mă rog, mă rog și iar mă rog, până chiar mă rog. Se întreabă unii oameni, dacă sunt al lui Dumnezeu, de ce mi-e așa de greu să mă rog? Pentru că suntem în locurile cerești. Da, noi cu trupul fizic suntem aici, trăim pe pământ. Însă în momentul în care te-ai la Dumnezeu, Dumnezeu pune viața noastră în Hristos, iar noi suntem deja cetățenii ai cerului. Iar acolo, în locurile cerești, repet, nu este pace și liniște, ci este război spiritual. Vă duceți aminte în cartea Daniel că Daniel se roagă lui Dumnezeu atunci când vede că poporul a păcătuit, își dă seama că națiunea lui e o națiune păcătoasă și se întoarce cu fața către Dumnezeu și spune Doamne, ai milă de noi! Dar el se identifică cu poporul și spune, Doamne, noi am păcătuit, nu părinții mei, nu străbunicii mei! Nu dă vina pe nimeni, ci se identifică cu, cu ei și spune Doamne, noi am păcătuit, deși Dumnezeu spune despre el om prea iubit și Sfânt. Nu-i spune un păcătos, ci spune un om și sfânt. Cu toate acestea, omul acesta stă înainte lui Dumnezeu și spune: Doamne, noi am păcătuit. Noi am lepădat fața ta, noi am călcat în picioare poruncile tale. Dar răspunsul nu vine atunci când omul acesta preubiș și sfânt se roagă. ci abia după 21 de zile și când vine îngerul Gavirul, îi spune: Daniel, om preubiș și sfânt, din prima clipă când ți-ai plecat genunchi să te rogi, a venit răspunsul, a pornit, eu am venit să-l aduc, dar. În lumea aceea spirituală, în locurile cerești, a fost război și a trebuit să lupt. Ca răspunsul pe care Dumnezeu ți-l trimite să ajungă la tine, a trebuit la un moment dat să-mi vină Arhanghelul Mihail în ajutor. Și după 21 de zile a venit răspunsul: Dacă ești în Hristos, să nu fii surprins că ai de luptat în rugăciune că ai de luptat cu tine însuți să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, să prinzi drag de el. Să nu fii surprins că citești cuvântul și nu înțelegi aproape nimic. Sau că citești și după ce ai citit un capitol nu mai știi nimic din ce ai citit pentru că gândurile tale au fost amestecate cu ce citești și cu ce ai de făcut poate mâine sau poate în următoarele minute, în următoarele ore. Cum e la servici sau cum e acasă. Și citești și, Doamne, dar nu se lipește nimic. Nu-i bucuros satan când te vede că stai cu cuvântul lui Dumnezeu în mână și vrei ca acest cuvânt al lui Dumnezeu care e viu și lucrător să pătrundă acolo în ființa ta, să despartă încheieturile și măduva și să-ți spună cum ești cu adevărat. Nu-i mulțumit satan cu asta, nu, nu vrea așa ceva. Nu vrea ca eu să stau înaintea lui Dumnezeu și să spun, da, Doamne, am probleme cu mânia, am probleme cu, iuția, cu iuțime, am probleme cu minciuna, am probleme cu furtul, am probleme cu curvia, am probleme cu astea și cu astea și cu celelalte. Nici de cum. Ci vrea El să spun despre mine că sunt bine așa. Că mai bine de atât în dreptul meu nu se poate. La alții poate, la păstor, la prezbiter, la diacon, că ăștia sunt aparte. Dar la mine un simplu membru nu. De la mine nu vrea Dumnezeu mai mult. Știți ce vrea Dumnezeu de la toți? Să fim asemenea Fiului Său. Amen. De la toți. Și de la păstori, și de la prezbiteri, și de la diacon, și de la cel care se consideră ultimul membru într-o biserică. Ultimul urmaș al lui Hristos. Acela care spune despre mine, doamne, despre sine, doamne, sunt cel mai mare păcătos dintre toți păcătoși. Doamne, nu merit să fiu un împărăția Ta, nu merit să am parte de harul Tău. Chiar și pentru acela, Dumnezeu vrea să semene cu Fiul Său, Iisus Hristos. Dar nu ușor. Ești sau nu ești în Hristos? Ești sau nu ești o făptură nouă? Pentru că asta vă răspunde dacă ești în Hristos sau nu. Iar dacă până acum ai avut parte de lupte, asta este un semn bun. Dacă n-ai prea avut parte de lupte, ci ai trăit liniștit, și ți-a mers bine, indiferent ce ai făcut, indiferent cum ai încercat să mai ocolești una și alta, indiferent cum ai călcat unele principii ale lui Dumnezeu în picioare și stai liniștit că Dumnezeu nu te-a trăznit, aș vrea să spun că asta s-ar putea. Nu este neapărat, dar s-ar putea să fie un semnal de alarmă că nu ești în Hristos. Iisus Hristos spunea ucenicilor săi, dacă mie pomul verde mi-au făcut așa, cum credeți că va, vor face cu voi, ucenicii mei? Dorim cu toată ființa noastră de multe ori, ca în lumea în care trăim, în orașul în care trăim, la locul de muncă sau oriunde am fi, să avem pace și liniște și un lucru bun. Dar dacă e numai pace și liniște, s-ar putea să fie un semnal de alarmă. Și știți de ce? Pentru că întunericul nu iubește lumina. Întunericul nu iubește lumina, iar dacă lumea ne iubește și se simte bine în compania noastră, întotdeauna, undeva s-ar putea să avem o problemă. Nu spun prin asta că trebuie să căutăm să facem în așa fel încât întotdeauna să fie război, întotdeauna să fie tulburare, întotdeauna să fie neliniște. Nu! Apostolul Pavel ne îndeamnă, întrucât câta de voi, ce trebuie să facem? Trăiți în pace cu toți oamenii. Pentru cât atârnă de noi, nu trebuie noi să căutăm să facem război, dar, repet, lumea aceasta întunecată în care trăim, în momentul în care vrei să reprezinți lumina lui Hristos, nu va sta liniștită. Și uitați-vă puțin în jur. Totul e bine și frumos până când încep să spui despre Hristos oamenilor. Totul e bine și frumos până când spui la serviciu, eu nu pot să mint, eu va trebui să declar adevărul. Dintr-o dată ești un element dușmănos. Dintr-o dată tu nu mai faci parte din echipă. Dintr-o dată tu nu mai ești coleg. Dintr-o dată în momentul când colegii merg în pauză de țigară și tu nu mergi, dintr-o dată nu mai ești colegul și colega ești pocăitul. Dintr-o dată ești Sfântul într-un mod ironic. Dintr-o dată tu ești la angust. Toate sunt bune și frumoase că oamenii aceștia au o problemă și spui că tu te roși pentru ei. Sunt bune, sunt frumoase. Pentru că toți așteaptă ca cineva să-i susțină într-un fel sau altul. Dar în momentul în care îi spui omului acela că oricât de mult te rogi tu pentru el, dacă el nu schimbă viața, dacă nu se întoarce la Hristos într-o zi va arde dintr-o dată ei da foc, înainte de vreme. De ce? Pentru că în locurile cereștii război, în locurile cerești încă este lupta între bine și rău, între Dumnezeu și Satan, între îngerii lui Dumnezeu și îngerii lui Satan și demonii. Dar când ești în Hristos, vestea cea mai bună este că oricine va vrea să se atingă de Tine, va trebui mai întâi să treacă de Hristos. Înainte să ajungă la Tine, va trebui să treacă de Hristos. De aceea Dumnezeu spune în cuvântul Său că nu va ajuns nicio ispită care să fie peste puterile voastre, ci Dumnezeu împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea, ca să o putem răbda. De aceea Dumnezeu spune, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Dar Isus Hristos ne avertizează, dacă rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Iar dacă rămâneți în mine, spune Isus Hristos, veți aduce multă roadă. Iar ca să aduce multă roadă, tot Hristos ne spune că uneori e nevoie să ne mai curățească. Dar pentru cel ce nu vrea să stea în Hristos, El spune că cel ce nu rămâne în Hristos se usucă și într-o zi va fi aruncat în foc. Ești sau nu ești în Hristos? Știu că toți vrem bine cuvântările. Dar te rog în această dimineață să nu uiți că binecuvântările sunt numai în Hristos. Iar cine îl are pe Hristos, cine este în Hristos, Hristos spune că și el rămâne în persoana respectivă. Iar pe lângă asta, împreună cu Hristos, Dumnezeu ne dă tot felul de binecuvântări duhovnicești. Mai mult decât atât, versetul 4, în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii cu ce scop? Ca să fim sfinți și fără prihană, adică fără vină înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat unde? În prea iubitul lui, adică în Hristos. În acela despre care, la botezul acela efectuat de Ioan, în apa Iordanului, s-au deschis cerurile și glasul lui Dumnezeu a răsunat: Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. În acesta, în prea iubitul lui. Dumnezeu a hotărât dinainte, ne-a ales dinainte ca să fim sfinți. Acum știu că există multă. Dezbatere pe chestiunea aceasta a predestinării Dumnezeu i-a predestinat pe unii pentru cer și pe alții pentru iad Aș vrea să răspund scurt cu un singur verset Versetul care spune în felul următor Dumnezeu dorește ca cine sau câți oamenii să fie mântuiți Toți Adică și eu și tu Niciunul dintre noi nu va putea avea scuza aceasta înaintea lui Dumnezeu când va veni sfârșitul, când vom sta în fața lui să spună, Doamne, știi ce? Eu n-am venit să mă pocăiesc pentru că pe mine nu mai ales. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, ca niciunul să nu piară. Dar El ne pune înainte și se amintea mai devreme viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Cine alege? eu și tu. Și în ziua aceea niciunul dintre noi nu va putea să se scuze, să spună, Doamne, știi, pe mine nu mai ales eu de aia. Nu m-am pocăit. Pentru că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Ca toți oamenii să aibă din nou într-o zi chipul și asemănarea lui perfectă. Acel hotărât din veșnicie de Dumnezeu când a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Asta a dorit Dumnezeu de la început. A știut Dumnezeu în preștiința sa, în înțelepciunea sa, că omul va fi într-o zi, va veni când nu va asculta de el. Și a hotărât, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără pată înaintea lui, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Hristos. Vă aduceți aminte că încă din primele pagini ale scripturii, din genesa, Dumnezeu își explică planul într-un mod simplu. Nu îl spune pas cu pas, dar spune foarte clar și categoric: Din femeie va ieși o sămânță care îți va zdrobi capul cu referire la Hristos. Și atunci, la împlinirea vremii, atunci când Dumnezeu a știut că timpul este perfect, ca Hristos să vină în lumea noastră. Atunci l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru mine și pentru tine. Ca din momentul acela, fiecare om care își pune nădejdea în Hristos, care vrea să fie o făptură nouă, să fie luat și așezat în Hristos, să fie înfiat în familia lui Dumnezeu și să fie frate cu Hristos. Ești sau nu ești? În Hristos? Se va vedea din acest al patrulea verset în care El ne spune că ne-a ales înainte de întemearea lumii ca să fim sfinți și fără vină. Căutăm sfințenia? Luptăm în fiecare zi să fim curați pentru Dumnezeul nostru? Nu uitați, e o luptă, nu e ușor. Au fost unii oameni care au crezut că odată ce s-au întors la Dumnezeu, gata, de atunci încolo era raiul pe pământ, viața e roz, totul va fi bine și frumos și au fost șocați. Când la scurt timp după botezul în apă, au avut parte de ispite și au căzut. Și unii dintre ei au căzut și căzuți au rămași Pentru că au spus, nu se poate, eu m-am întors la Dumnezeu, eu trebuia să fiu sfânt. Și din momentul acela n-au mai acceptat că există iertare. Că Dumnezeu nu obosește iertând, și că cel ce vine la Dumnezeu nu este respins de Dumnezeu. Sunt cuvintele lui Hristos, pe cel ce vine la mine nu-l voi respinge afară, nu-l voi da afară. Se amintea aici de fratele usebiu că Dumnezeu, tristea frântă și mocul acela care încă mai fumegă, nu-l stinge de tot, nu-l rupe de tot. Omul care încă îl mai caută pe Dumnezeu, Dumnezeu spune: Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Poate că ești în locul acesta, poate că privind în viața ta, în săptămâna aceasta, în anii care au trecut poate peste viața ta, ai avut un moment al căderii și ai spus, gata, de aici pentru mine nu mai este iertare. Aș vrea să-ți spun încă o dată clar și răspicat că sângele lui Iisus Hristos poate să curățească și să ne spele de orice nelegiuire, de orice fără de lege, dacă ne pocăim. nu cu 1,9, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească. Dar numai dacă. Sunt oameni care așteaptă iertare fără să se pocăiască. Păi asta e, dacă a murit Hristos pentru mine, să mă ierte. Te iartă dacă te pocăiești. Asta este partea noastră. Dumnezeu a făcut partea Lui. A trimis pe Fiul Său în lume ca să moară pentru noi. Și de multe ori noi spunem în felul acesta, nu mai poți să faci nimic ca să fii mântuit, pentru că a făcut Hristos totul. Dar cu toate acestea, partea noastră este să acceptăm jertfa Lui și să ne pocăim. Iar pocăința aceasta este în fiecare zi. Unii spun, m-am pocăit, acum 30 de ani, acum 10 ani, acum 5 ani, acum o lună și de atunci încolo ce ai făcut? Pocăința trebuie să fie în fiecare zi. De ce? Pentru că în fiecare zi avem de luptat. În fiecare zi suntem bombardați de tot felul de gânduri. În fiecare zi stăm în față în față cu ispita. De aceea Hristos spunea, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispita. Fiți treji și vegheați, că și potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu. Atenție, nu e leu! Unii sunt așa de speriați de diavol. Sunt mai speriați de diavol decât de Dumnezeu. Se tem mai mult de el decât de Dumnezeu. Și asta nu este altceva decât atacul diavolului care să te facă să crezi că diavolul e mai puternic decât Dumnezeu. Nu uita! Diavolul e o creatură. Dumnezeu e creator. Diavolul, deși are putere, nu e tot puternic. Dumnezeu este tot puternic. Iar diavolul nu va putea niciodată să facă mai mult decât îi îngăduie Dumnezeu. Punct. A venit la Iov. A stat în fața lui Dumnezeu și a spus te lauzi tu cu băiețașul ăsta că e sfânt și că e așa, ia dă mi mie pe mână, că ți-arăt eu. I-a dat Dumnezeu pe mână mai întâi tot ce a avut și satanii le-a luat într-o clipă. Au venit unul după altul la Iov, unul după altul și am stat de multe ori și m-am pus în, în situația lui. Oare cum ar fi să vină veste după veste din astea rele? Ai avut avere? Nu mai este. Acum, într-o clipită, s-a dus tot. Tot ce ai strâns. Tu ce ai face în situația lui Iov? Să vină cineva și să spună, știi, contul tău bancar în care ai strâns și ai strâns și ai, ai agonisit toată viața. S-a dus, a venit criza. Cum ai reacționa? Nu știu dacă eu aș reacționa prea bine. Pentru că nu-i ușor. Noi citim pe pagine Sfinte Scripturi și ni se pare așa de ușor. A, a venit ăla, eu zis că s-au dus oile, s-au dus boii, s-au dus măgarii, s-au dus gata averea. Trecem mai departe. Știți când simțim ce a simțit eu, când trecem pe acolo. Până atunci, de multe ori pentru noi, Biblia e doar o carte pe care o răsfăim așa din când în când. Rugăciunile pe care le facem de multe ori pentru bolnavi sunt de multe ori așa rugăciuni înălțate de pe buze. Doamne, ai milă și de ăla. Dar când te lovește pe tine, o, oh, cum știi să te rogi, așa e? Cum știu să mă rog atunci când familia mea e în pericol? Dar când e familia lui altul, parcă nu simțim așa cum ar trebui să simțim. Doamne, ajută-ne să simțim unii cu alții. Amen. Pentru că asta este viața în Hristos. Ne-a chemat pe fiecare dintre noi să fim sfinți, să fim fără vină, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Hristos. Și dacă și eu și tu suntem înfiați prin Hristos, în familia Lui Dumnezeu înseamnă că suntem frați și surori. Dar oare dovedim lucrul acesta? Și spuneam de Iov. Au trecut toate acestea, i-a luat Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu să-i se să ia toată averea. L-a lăsat pe mâna satanei să se atingă de el și a trimis satan imediat cohorta și a spus, nenorociții. Și Iov a zis, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Domnule Domnului, fine binecuvântat. Și n-a fost mulțumit satan. Vine înaintea Domnului și spune, hey! da, așa e, dar piele pentru piele. Cu alte cuvinte, da, câtă vreme ei cei în jurul lui, îi ok, dar când te atingi de el, atunci să-l văd. Trece mult mai ușor peste situații grele din viață când sunt în jurul nostru, când sunt lângă noi. Dar testul cel mai greu este când e persoana ta în situația respectivă. Deși e greu când familia, când soția, când copiii sunt bolnavi, e și mai greu când ești tu bolnav. Pentru că atunci simți toată durerea aceea fizică și poate chiar psihică, poate chiar la nivel spiritual, în care vine diavolul și îți spune: Na, unde-i Dumnezeu acum? Unde-i Dumnezeul care a zis că în rănile lui ești vindecat și tu de 10 ani, de zeci de ani te rogi ca Domnul să te vindece și nimic? unde -i? Și uneori e mai grea această durere, e mai grea această ispita necredinței decât durerea fizică, pentru că la asta mai e un calmant și parcă mai trece. Te mai iei cu gândul și te mai duci într-o parte și în alta și îți aduce aminte de lucrurile frumoase și de vremurile trecute și parcă mai uiți de durerea aceasta fizică, dar când vine acea toropeală psihică în care satan vine cu bombardament după bombardament să spune, na, unde-i Hristos? unde e Cel care a zis că te iartă, că te spală, că te curățește, că te sfințește? Unde-i? Și te rogi și parcă cerul e de plumb și parcă nimic nu se vede la orizont? Și îl văd pe Iov pe grămada aceea de gunoi scârpinându se cu un coj, cu un ciob de sticlă sau de lut ce-o fi fost ciobul acela. Și apare satan ispitind prin soție. Atenție, nu soția. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Nu soția, nu soțul, nu părinții, nu copiii, sunt dușmanii ci este altcineva în spate care uneori, din cauza nevegherii noastre, se folosește de noi. Nu mai luptați unii împotriva altora, căci n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt unde? În locurile cerești. Și a trimis acel sol prin soția lui. Auzi, blastă-mă odată pe Dumnezeu și mori a fost testul suprem pentru Iov în care trebuia să dovedească piele pentru piele sau Dumnezeu mai presus de toate. Și Iov, care îl iubea cu Dumnezeu din, pe Dumnezeu din toată inima, dar nu doar de pe buze, a și demonstrat dragostea aceasta și a spus, primim de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul? Iov nu știa că nu Dumnezeu a trimis răul, ci că Dumnezeu a îngăduit răul acela. Ca să se poată lăuda Dumnezeu mai departe cu Iov și să spună, ai văzut? Că nici piele pentru piele nu merge. Dar este acolo un lucru interesant în capitolul 1 din Iov. Este o limitare pe care Dumnezeu i-o pune lui Satan și peste care Satan, oricât de mult ar fi vrut să treacă, n-a putut să treacă. Îți dau pe mână tot ce are, numai de viața lui să nu te atingi. Biblia ne spune prin cuvintele lui Isus Hristos că diavolul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Sunt convins că asta ar fi vrut să facă și în viața lui Iov, așa cum vrea să facă în viața fiecare dintre noi. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa o secundă din mâna lui cea bună, dacă Dumnezeu ne-ar scoate o secundă din harul său, Satan ne-ar prăpădi pe toți într-o secundă. Dar este harul lui este bunătatea Lui, este mila Lui care ne ține în fiecare zi. Avem impresia uneori că ne ținem noi, că mâncăm noi sănătos, că facem exerciții și suntem mari și tari. Dacă Dumnezeu n-ar spune inimii noastre și organelor noastre interne să funcționeze normal, nici unul n-ar funcționa normal. Pentru că satan n-ar căuta altceva decât să ne schingiuiască pe fiecare dintre noi și apoi să vină să spune, Na, unde e Dumnezeu? Dumnezeu este acolo. Este pe tron în continuare. El împărățește și va împărăți în veci de veci. Fă un singur lucru în această zi. Roagă-l pe Dumnezeu să ia viața ta și să o pună în Hristos dacă n-a fost până acum. Iar dacă a fost în Hristos până acum, rămâi acolo. Indiferent cât e de greu, înțelege astăzi că nimic și nimeni nu te poate atinge câtă vreme ești în Hristos. Iar dacă se întâmplă lucruri care ție ți se par rele în viața ta, dacă viața ta e în Hristos, nu uita, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor ce sunt chemați după Harul Său. Cine e chemat după Harul lui Dumnezeu? Toți. Pentru că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și eu și tu. Ești în Hristos? Aș vrea să mă opresc aici. Vă rog, citiți acasă în continuare și observați câte avem în Hristos. În Hristos iertare, în Hristos răscumpărare, în Hristos voia lui Dumnezeu ne este descoperită, ne este arătată ce vrea Dumnezeu de la noi. Voia lui cea bună, plăcută și desăvârșită să se împlinească în viața fiecăruia dintre noi. Și fie ca în tot și în toate. Acelui ce poate să țină credința noastră până la sfârșit. A celui ce a început ceva noi și el poate să desăvârșească. A lui să fie slava, cinstea și gloria în vecii vecilor, în cer și pe pământ. Amen.